Termenul de cooperativă agricolă de producție sau CEAPE, cum era terminologia de pe vremuri, nu sună prea bine în contextul în care bună parte dintre noi știe ce a însemnat acest lucru pe vremea comunismului. Și totuși, ideea, dacă este bine pusă în practică, poate aduce fermierilor mai multe avantaje. Este clar că acum nu se mai pune problema revenirii la vechile CEAPE-uri, dar asocierea în formulă europeană este, în opinia specialiștilor din domeniu, cea mai bună variantă de dezvoltare agricolă. Culturii. Un exemplu concret este cel al cultivatorilor de afine din Beriu, care, în colaborare cu primăria din localitate, au accesat fonduri europene și astfel au posibilitatea de a-și promova produsele, demersul fiind apreciat și sprijinit de către autoritățile județene. Foarte important este ca dumnealor să se unească, să reușească cum au reușit aici cultivatorii de afine să intre într-o cooperativă, pentru că atunci când sunt împreună sunt mai puternici și toată lumea știe că atunci când vrei să intri pe o piață trebuie să intri cu o cantitate mare, cu o calitate foarte bună și cu niște norme cât mai bine funcționale pentru piață. Asocierea micilor fermieri este încurajată și de către dirigătorii agriculturii hunedorene, care opinează că, prin cooperative, deși termenul nu pare plăcut urechilor unora, acest important domeniu de activitate din economie, mai ales în cea hunedoreană, puternic afectată de colapsul industriei, poate aduce bunăstare. Da, într-adevăr, produse locale, produse de calitate și aici, în această zonă, eu ce aș vrea să subliniez, în primul rând, că acest proiect, un proiect de succes, scoate în evidență ideea de asociere a fermierilor și că, de fapt, asta reprezintă, în esență, acest proiect, o asociere, o comercializare și o promovare în comun a produselor obținute de fermieri din zonă. Mă bucur, încă o dată am subliniat-o de mai multe ori, că asocierea reprezintă viitorul fermierilor pentru pătrunderea și supraviețuirea pe o piață acerbă și concurențială din ce în ce mai mult. Asocierea fermierilor în cooperative poate crea și noi locuri de muncă necesare în județ, în contextul în care, conform ultimelor date oficiale, sunt 6.700 de șomeri, iar mai mult de jumătate dintre aceștia sunt neindemnizați.